Clipul ăsta e făcut pentru iubitorii de carne, de steak în general. Ingredientele. Avem 15 kg de filet de vită wagyu, rănită sentimentare negată de familie că a fugit cu un bou din afara turmei, și 3 ou de cea târnă, nu de la bou, bineînțeles, ci de la curcan, și 25 de litri de carosen din al doilea război mondial. Dar după cum se vede după culoarea închisă, am impresia că se folosește și la helicoptere, și la avioane de dimensiuni mișcă și la cele comerciale. Pedepsim, uh, părlim, doamne, prăjim ușor carnea, apoi sparge molele de ceatărnă. Buna, se pune ingredientul secret din palmă și a se spovedi carnea cu doamne, doamne, în același timp. Apoi a se face revizia tehnică periodică la file prin schimbare de ulei cu filtrele aferente. Și pentru cei curioși, mâncarea asta se numește steak moarte clinică. Că după ce-l servești, nu ți dacă te mai țin la mare până la prima urgență. Și mare atenție, dacă îți curg ochii în timp ce îl servești, posibil să fie resturi de kerosen sau de benzină 99+. Tocmai de asta, după servire, mai ales dacă e carosabilul umed, este recomandat să ai încălțăminte de iarnă 4 4 mai ales la viraje. Cel mai bine se mănâncă în sânge, în kerosen, în doliu, pardon. Și mai ales duminică, la biserică, cu mâinile pe piept și întins. Și cel mai recomandat desert, dacă scap stec, asta cu bine după stecul ăsta, este coliva.